Descoperire macabră astăzi în localitatea Bucium. Un bărbat și o femeie, soț și soție, au fost găsiți morți. Două persoane, soț și soție, cu vârste de 72 de ani, respectiv 70 de ani, din localitatea Bucium, județul Brașov, au fost găsite de către o rudă decedate în curtea imobilului unde locuiesc. Potrivit anchetatorilor, pe corpurile celor doi soți nu au fost găsite urme de violență. Cadavrele au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală din Brașov pentru efectuarea necropsiilor. Potrivit procedurilor, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Un copil în vârstă de 2 ani a fost mușcat de viperă. Totul s-a întâmplat pe data de 7 iunie în municipiul Săcele. Lăsat nesupravegheat, copilul se afla în iarbă, în moment în care a fost mușcat de un șarpe. Acesta a fost transportat imediat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, unde a primit tratamentul corespunzător. Modificări erau la nivel local, la nivelul membrului superior al degetelor. Starea locală era destul de proastă, dar prezentarea relativ rapidă în serviciu de urgență a făcut ca manifestările să fie strict locale, adică durere, umflătură, edem și ușoară cianoză. Copilul va rămâne internat timp de 5 zile pentru supraveghere. Starea lui este stabilă și se află în afara oricărui pericol. În cazul în care vă confruntați cu astfel de situație, trebuie avut în vedere următoarele. Trebuie să facem o dezinfecție locală, dacă se poate să aplicăm un garou deasupra mușcăturii și să hidratăm pacientul, să eventual să dăm ceva pentru durere, paracetamol sau nurofen și să ne deplasăm foarte repede spre un spital care poate administra antidotul, respectiv serul antiviperin. Orice mușcătură de viperă pune viața în pericol. Există însă diferite grade de mușcătură în funcție de cantitatea de venin viperin care ajunge în organism. Răspândirea veninului se produce cu o mare rapiditate în organism și imediat după mușcătură apar și manifestări de o gravitate extremă, cum ar fi modificări hematologice, insuficiență renală sau insuficiență respiratorie. În decursul zilei de astăzi, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier și Biroului Rutier Brașov au organizat și desfășurat pe raza municipiului Brașov o acțiune care a vizat reducerea victimizării prin accidente rutiere în care sunt implicate autovehicule destinate transportului rutier public de persoane. În cadrul acțiunii, polițiștii ai structurilor de poliție rutieră au aplicat 14 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 10.000 de lei, dintre care 12 pentru nerespectarea prevederilor privind circulația pe drumurile publice și 2 pentru încălcarea regulamentului privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă. În cadrul acțiunii au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 10.000 de lei. Polițiștii au ridicat în vederea suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice 7 permise de conducere pentru consumul de băuturi alcoolice, au retras 3 certificate de înmatriculare și un set de plăcuțe de înmatriculare. Din cei 7 conducători autosancționați, 4 efectuau transport public de persoane, iar 2 dintre aceștia sunt angajați ai companiei de transport public local din Brașov. Polițiștii recomandă șoferilor să fie responsabili în trafic, să nu consume alcool, pentru că scade capacitatea de reacție și de manevrare a autovehiculului, dereglând răspunsul la stimuli optici și auditivi. Școala cea mai bună e aceea în care înveți, înainte de toate, a învăța. Spunea Nicolae Iorga de mult, nu de acum și nici atunci și nici acum, cuvintele nu pot fi puse nicio clipă la îndoială. Dar ce-i de făcut dacă școala nu-i rânduită astfel încât lor, elevilor, să le fie dragă? Ce-i de făcut dacă grădinița nu-i rânduită astfel încât lor, celor mici, să le fie dragă? Și dacă dascălii au ajuns să strige în gura mare într-o Românie a anului 2019, în fața camerelor de luat vederi în speranța că vor fi auziți și astfel vor avea școli și grădinițe în care să pregătească viitoarele generații, gustul e din ce în ce mai amar. Amar e și la Ghimbaf, un oraș important al județului Brașov, unde o dăscăliță trecută de prima tinerețe, cu experiență de necontestat și cu respectul întregii comunități, pune punctul pe ei. Situația instituțiilor de învățământ de Ghimbaf este mai mult decât deplorabilă. Situația nu e de azi de ieri, iar doamna profesoară Emima Stanciu a mai tras un semnal de alarmă al nu știu câtelea. Doar cineva va face în viitorul cât mai apropiat ce nu a făcut administrația roșie din Ghimbaf, condusă de Dorel Toma, de ani și ani. Tare mă tem că vor mai trece încă ani de zile
până veți lua în considerare că spațiile de învățământ din limba sunt insuficiente, clasa 1 a 8-a, clasele 1-8, ar mai fi necesare cel puțin 4 clase. Se va ajunge să se lucreze schimburi. Emi Mastanciu spune că nimeni nu a venit să vadă cum arată clădirea din Ghimbav, numită școală, în care elevii învață carte. Nimeni nu a venit să stea într-o încăpere în care micuții din Ghimbav sunt obligați să învețe, să se joace și să doarmă la o temperatură de, atenție, 34 de grade Celsius. Nimeni n-a venit, nu știm cine e comisia de învățământ, să ne întrebe mai puteți sau ați crăpat. Pentru că cu 30 de copii. Adevărul Golgoluț a fost rostit încă o dată în ședință de Consiliul Local într-o primărie a anului 2019, cea a Ghimbavului, condusă de ani și ani de Dorel Toma. Un primar cu tâmplele albe și atât. Un primar care, plictisit parcă la un moment dat de discursul celei care îi învață carte pe copiii din urbea pe care el o conduce, clipea, zâmbea și se legăna cu scaunul de conducător. În rest, absolut nimic. Până la urmă i-am convins să facem amendament, să mai facem încă 4 clase ulterior. Deci dacă nu am fi gândit așa, peste un an, dacă s-ar da... Încolțit atât de dăscălița din orașul său, dar și de procurorii DNA, Dorel Toma s-a dedat ca orice politician la promisiuni, dar nimeni nu pare să-l mai creadă. Și ca să fie tabloul politicului românesc complet și la Ghimbav, Toma a încercat să arunce pisica moartă în curtea vecinului. A viceprimarului Ionel Flundra, cel care l-a înlocuit pe Toma în funcția de primar cât timp edilul PSD a stat în beciul poliției. Subtirul acuzațiilor, Ionel Flundra a reacționat vehement. În primăria Ghimbav, munca nu a fost prima opțiune. Dăscălița i-a dat dreptate. Mi-a făcut plângeri penale pentru că stăm în fața primăriei cu soții de vorbă, nu se meargă la lucru și aveam termene de DNA. Viceprimarul Ghimbavului Ionel Flundra susține că perioada în care a condus primăria Ghimbav, Dorel Toma, fiind anchetat și arestat pentru fapte de corupție, activitatea s-a desfășurat cu mare dificultate. A fost un an complicat pentru toți, de nedorit niciodată, nici la dușmanii mei nu doresc lucrul ce s-a întâmplat la noi. Dar nu pot să cer în 7-8 luni de zile să acopere tot, nici atât n-am avut la dispoziție. Și încă o dată, credeți-mă, și trebuie să luați în calcul că veți ajunge în Consiliul Local, să știți că lumea are nevoie și de distracție, și de promovare, și de tot ce înseamnă a trăit în comunitate. Nu numai asfalt. E foarte complicat și cu asfaltul, cum vă spuneam. La Ministerul Dezvoltării pentru Creștere m-am dus. Creșa care au grădinița pe care o aveți dumneavoastră acolo. Domnul secretar îi spuneam, domnule, asta e proprie pentru limba. Gândiți-vă în viitor. S-a dărâmat etajul și după 4 ani. S-a investit vreo 4 miliarde de euro. S-a dărâmat. Gazeta de limba făcea datoria și scria. Magistrații Tribunalului Brașov, care îl judecă pe Dorel Toma pentru fapte de corupție, urmează să decidă dacă edilul va mai rămâne sau nu la cârma primăriei din Ghimbav. Și soarta primarului Brașovului, George Scripcaru, stă tot în mâinile magistraților Tribunalului Brașov. Judecătorii vor pronunța pe 24 iunie 2019 sentința în dosarul în care edilul este judecat sub acuzațiile de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit în formă continuată și participație improprie la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul tot un folos necuvenit. În același dosar, alături de George Scripcaru, este trimis în judecată și fostul director al Regiei Autonome de Transport din Brașov, Cristian Radu, acuzat tot de abuz în serviciu. Inculpații au fost trimiși în fața instanței de către procurorii anticorupție în noiembrie 2016.
Noutăți și informații fundamentale în materie de neurologie au fost prezentate în acest weekend în PN Brașov cu participarea unor specialiști de excepție din țară și din străinătate. Este vorba mai exact despre un masterclass de boală Parkinson care l-a avut la timonă pe șeful secției clinice de neurologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Brașov, conferențiar dr. Cristian Falu pe Curarium. Cu asistență formată din 60 de neurologi români, evenimentul a avut ca principal scop furnizarea de informații despre manifestările clinice, diagnosticarea și managementul bolii Parkinson. Participanților au fost prezentate materiale video cu privire la cazuri propuse spre analiză, pentru a explica astfel modul de evaluare a unui pacient. Prezentarea unor cazuri clinice a oferit posibilitatea discuțiilor interactive cu participanții în ceea ce privește opțiunea optimă de tratament pentru fiecare pacient. Practic, boala Parkinson începe mult mai devreme. Nu știm exact dacă începe cu un an, cu 10 ani înainte. Este ceea ce se cheamă faza prodromală. Deci, practic, există un ansamblu de manifestări, care poate să fie insomnie, constipație, lipsa mirosului, care antedatează problemele motorii. Adică atunci când pacientul începe să tremure, atunci când începe să facă aceste mișcări mai încet. Parkinson disease. Boala Parkinson este o boală degenerativă a creierului. Acesta se dezintegrează, dar nu toate părțile în aceeași măsură, astfel că pot apărea încetiniri ale funcțiilor motrice. Această dezintegrare poate progresa afectând și cortexul, care este o parte a creierului pe care o folosim când gândim. Rudele pacientului trebuie să știe că boala Parkinson nu se vede doar prin tremurat și încetinirea funcțiilor motrice. Aceasta este doar partea vizibilă, dar există și o parte nevăzută a acestei boli, care se poate manifesta prin pierderi de memorie, anxietate și probleme cu somnul. Rudele unui bolnav trebuie să înțeleagă că uneori aceste simptome banale pot fi datorate bolii Parkinson. La ora actuală avem medicamente foarte bune care pot controla încetinirea mișcărilor și tremuratul. Problema este că dacă aceste medicamente nu sunt administrate într-un mod corespunzător, pot duce la efecte secundare, cum ar fi mișcări necontrolate ale pacienților. Boala Parkinson reprezintă, spun specialiștii la unison, o provocare clinică în fiecare zi.